Eminescu, a avut loc pe la 10 ani. Când la țară, unde mă aflam și unde nu existau prea multe cărți, mi-a căzut totuși în mână un volum intitulat Dacă treci râul Seleni. Nu mai țin minte, cum ai spus? Nu știam nici cine era Selena, nici Selena Williams. Așa, și mi s-a părut atât de straniu că nu înțeleg nimic, încât acelui moment i-am păstrat în multă vreme o amintire tensă, care m-a provocat mai târziu. După ce am trecut prin niște experiențe legate de proză, să mă apropii cu adevărat de Mihai Eminescu, să-l citesc intens și mai ales să-l copiez. Mulți ani la rând am imitat Eminescu, așa cum mai târziu am imitat și alți poeți și până am auzit prima oară vocea, am auzit-o pe cea a autorilor pe care i-am iubit foarte tare. Da, Ioan a imitat Eminescu, eu am evitat Eminescu. Pentru că am avut întotdeauna o problemă cu autoritatea și aveam repulsie față de tot ceea ce era cumva impus, de toate numele care dominau nu spațiul literar, ci pur și simplu metodologia în care literatura este predată. Așa că eu, în general, și pe urmă în liceu, nu am avut citeam, dar nu am avut nici atracție, nici predilecție, nici către Eminescu, nici către Nichita și alte nume care erau foarte în vogă. Citeam literatura foarte proaspără. Atunci 80-iștii, 90-iștii erau cei care cumva clădeau viziunea despre literatură și poezie. Așa că pe Eminescu l-am redescoperit sau l-am descoperit târziu, de-abia prin facultate, când deja nu mai aveam niciun soi de inhibiție, cultura mea era cumva consolidată sau începea să se consolideze și l-am descoperit cu plăcere. Și știu că îi citeam textele și nu mai aveam niciun fel de retractivitate, niciun fel de repulsie față de aura pe care o avea, ci citeam pur și simplu cu bucurie și cred că am și învățat de la el, citindu-l, câte ceva despre ritm, în primul rând, și despre un soi de muzicalitate care cred că mi-a folosit. Eu fiind din Botoșani, Eminescu era peste tot, era parcul Eminescu, liceu Eminescu, stradă Eminescu, maternitatea Eminescu. Și știu, când eram mic, nu erau modele vedete, să spunem, prea multe, adică erau doar câteva nume pe care le auzeam mai des, mai venerate, așa, Ceaușescu și Eminescu. Hagi și mai de cum. Da, de oprin era aici, era între noi. Da, presupun că m-a influențat să mă apuc de poezie, adică dacă ar fi, poate m-aș apuca de altceva, dar Eminescu era cumva foarte... Era părea ceva important să fii poet, adică părea ceva foarte apreciat, foarte... Și, mă rog, nu e chiar așa, dar... Cumva îmi scăpau versurile lui, nu aveam gustul pentru imaginarul lui. Adică ceva mi se părea ornamental, fără miez, cumva, fără viață reală. Dar, pe urmă, înaintând în vârstă, nostalgia și cumva toate astea, de fapt, mi-am dat seama care era farmecul lui. Și muzicalitatea, care iarăși pentru mine e un miracol. Poezia e o
chestie miraculoasă când se potrivesc cuvintele, adică și muzical, și sensul, și toate alea într-un ca un fel de jackpot, cum ai merit toate, și ritmul, și toate alea, e foarte surprinzător. De când scriu ceva, mă surprinde că mi iese. Așa și la Eminescu era chestia asta că are o muzicalitate foarte, foarte fină, adică jocul dintre vocale și consoane și toate alea e așa foarte, foarte delicat, fără să se ducă niciodată nicio stridență și poate de-aia nu-l vedeam când eram adolescent, pentru că când ești tânăr și adolescent, vrei chestii care îți sară în ochi, care sunt strident, mă rog, impresionant, care te impresionează de... Și abia pe urmă, dacă ești și cititor de poezie, începi să apreciezi lucrurile mai stinse, ca, să zicem, ca efect. Și care, de fapt, sunt mai adânci, cumva.